Adaptări ale locomoției la mediul aerian. Resurse educaționale pentru clasa 7. Adaptările locomoției în mediul aerian pentru păsări s-au realizat prin anumite adaptări ale sistemului respirator prin apariția sacilor aerieni sau a oaselor care se pneumaticizează. Membrele anterioare se transformă în aripi, iar musculatura pectorală se dezvoltă foarte mult pentru a putea pune în mișcare aripile. Și mamiferele se pot deplasa în mediul aerian. Spre exemplu, veverița zburătoare realizează un zbor planat, iar liliecii un zbor activ, datorită unei membrane numită patagiu, membrană care unește laturile corpului cu membrele anterioare, cu cele posterioare și cu coada. Realizați o planșă sau o prezentare multiple ale locomoției la mediul aerian pentru animalele nevertebrate. Spor la lucru!